Amenințări, ședințe de judecată și sute de critici sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă jurnaliștii de investigație atunci când încearcă să scoată la iveală ilegalitățile comise de demnitari sau alte persoane cu funcții de răspundere. Pentru a le arăta oamenilor cu câte eforturi și riscuri sunt realizate materialele de investigație, ziarul De Gardă a lansat o expoziție cu genericul Reflecția corupției. Expoziția noastră se numește Reflecția corupției și în acest cuvânt intră lecția. Pentru că într-un stat corupt, corupția se reflectă peste noi toți. În imagine au fost redate principalele provocări cu care se confruntă astăzi jurnaliștii de investigație, iar eforturile de a reflecta actele de corupție nu se soldează doar cu scoaterea lor la iveală, dar și cu multe critici și chiar amenințări. 89 dintre judecători și 88% dintre procurori consideră că imaginea proastă și nivelul scăzut de încredere în justiție se datorează nu corupție, ci jurnaliștilor. Am făcut aici un fel de joc, că jurnalistul de investigație e de vină. De ce facem acest joc? Pentru că 89% dintre vinurile moldovenești sunt mai apreciate decât orice corupt. Chiar și așa, jurnaliștii de investigație spun că vor continua să informeze corect pe oameni și, în același timp, să lupte cu corupția. Solicitările de informații de la instituții, care deseori durează până ne răspund, durează până când uneori suntem nevoiți să publicăm fără o reacție a unei instituții, pentru că se face prea târziu și subiectul se epuizează dacă nu publicăm. Sunt și situații când vin și amenințări. Este destul de obositor, stresant și e nevoie să dedici foarte mult timp din rutina ta zilnică să dedici jurnalismului de investigație și probabil din acest motiv tinerii preferă să aleagă alte domenii. O investigație poate să dureze și câteva luni, totul depinde de informațiile pe care tu ai nevoie să le demonstrezi. Printre vizitatorii expoziției au fost și mai mulți oficiali europeni. Aceștia au apreciat efortul jurnaliștilor de investigație. For us it has been a long-standing program or a set of programs whereby we support the independent media because we cannot support everyone and that's why this support is based on competitions but this is very important for us because we see the difficulties that the independent media face. Recent, ziarul De Gardă a lansat campania Donează un abonament pentru un sat dezinformat. Asta după ce serviciile de distribuție de ziare s-au scumpit de 3 ori. Ne-am pomenit într-o capcană, nu suntem siguri că oamenii vor putea suporta aceste cheltuieli, de aceea știind că majoritatea abonaților noștri sunt pensionari, oameni cu venituri mici, am decis să continuăm și să păstrăm prețul mic la abonare, doar ca să oferim vârstnicilor, oamenilor vulnerabili această sursă de informație în situația în care Republica Moldova e ținta unui război informațional. Acum, orice persoană poate face cadou un abonament la ziarul De Gardă unei familii care, de exemplu, nu-și poate permite asta.